Un bărbat de 45 de ani din comuna Ninoasa este bănuit de săvârșirea infracțiunii de conducerea unui autoturism fără a deține permis de conducere și conducere sub influența alcoolului sau altor substanțe. Totul după ce s-a urcat la volan beat și fără permis de conducere. Acesta a fost identificat în trafic de polițiști în timp ce conducea un autoturism pe drumul comunal Costești, având o concentrație de 0,82 mg per litru alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor în bazele de date, a reieșit faptul că bărbatul are permisul de conducere reținut pentru încălcarea altor norme rutiere.